Asupra moțiunii de cenzură inițiate de 183 de deputați senatori au constatat următoarele. Numărul total al deputaților senatorilor, 554. Numărul deputaților senatorilor prezenți, 417. Numărul total de voturi exprimate, 214. Numărul de voturi anulate, 7. Număr total de voturi valabile exprimate, 207, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 194, voturi contra moțiunii de cenzură, 13. Potrivit prevederilor articolului 113, aliniatul 1 din Constituția României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minimum 278 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din total de 554 parlamentari au fost prezenți 417, din care 194 au votat pentru moțiunea de cenzură, se constată că nu a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare. Mulțumesc mult, domnul președinte. Bun, așadar...